În urma unei discuții cu Vanessa, Raimond a căzut pe gânduri, iar Constantina s-a simțit exclusă din universul lui. Probleme de încredere sau de comunicare? Care e vorba că nu am încredere? Unele lucruri nu trebuie spuse, nu trebuie spuse niciodată. Nici după ce s-a pus soția ta? Are rost. Păi, poate nu vrei să pui soția ta și tu nu ai încredere în mine și nu vrei să avem secrete unul față de celălalt? Chiar dacă sunt probleme legate de familia lui, să mi le spună, să mă liniștească puțin. Cine n-ai mă să mă duc la cumpărături? Dar nu știu cine m-a pus pe mine. Te comport ca un copil. Nu, Tina. Să-ți mulțumesc că mă înțelegi și mă nu, eu îți mulțumesc ție că stai și stai secrete față de mine. Foarte bine, mă excluzi. Cum vrei să mă simt? E vorba de mine și familia mea, e vorba de mine. Nu vrei e viitorul meu de dragul de a risca. Tu mă faci să-mi pierd încrederea în tine din moment ce tu nu ai încredere în mine. E ultima oară că te-am mai zis ascum. Îți garantez. Dar de ce nu vrei să-mi spui? Că nu pot să spun de ce nu pot să spun. Că nu pot, că dacă puteam îți spuneam. Ce să o mi-ai găsit acum, Vanessa, să spună ție? Deci nu știu, soarele te trebuia să lasă așa până la final. Nu trebuia să mai știu nimic. Aveam eu chef acum de probleme și cel mai bine ar fi fost să nu-i spună nimic ca să nu apară discuție. Trebuie să înțelegi, Tina, că nu totul e la cheremul tău. La finalul competiției vreau să mă căsătoresc cu tine, asta e ceea ce-mi doresc, da? Și după aceea să-mi spui tu că nu, că trebuie să spun după. Bă, și eu cu cine mă căsătoresc? Cu cineva care mi-ascunde? Dar nu trebuie să te căsătorești mie. Tu de 7-8 luni, de 10 luni, ești în aceeași situație, te ești. Hai, ceva te stresează. Termină, că nu e vorba ceva de asta. Ceva te stresează. Te gândești tot timpul la ceva. Și eu nu știu la ce altceva ceva ce este. Cum ce am? Cum ce am? Ai luat o razna, frate. Cum ce am? Ai luat o razna. Nu, e ceva de astăzi, de atât. Cum? Se pare că nu te duce să-ți dai seama și ce. Vanessa i-a spus... De fapt, nu trebuia să-i spună, s-a dat de gol, că mătușa lui Raimond a murit. Pentru că eu am mutat de 7 ori. Cum este? Cum este? E foarte bine, Dolia. N-ai treabă. Și dacă mie mi se zice că este ok, da? Și am mai întrebat și de alte lucruri dacă sunt ok și mie s-a spus că sunt ok. Eu acum să cred că și celelalte lucruri sunt ok? Nu mi s-a ascuns adevărul, să mă protejeze, poate mai sunt alte lucruri de care mă protejează în legătură cu familia, poate cu alte persoane. S-a întâmplat ceva rău pe acasă. O să vă spun pe secretarea să tăi că o să-ți fac la fel. Păi nu o să-ți fac, că poate așa îți dai seama. Păi atunci, fată, eu n-am nevoie de oameni de ăștia. Ai grijă, nu mai vorbi cu mine cu fată. Păi, dar n-am nevoie de oameni de ăștia tine. Vreau să aflu și orice, tot timpul ăsta ce ai întrebat pe tine și ne-ai primit răspuns. Așa cum eu o pot spune tot și tu trebuie să-mi spui. Sunt de părere că trebuie spus absolut tot, mai ales dacă suntem în o familie, din potrivă, nu mult mai mult. A trebuit să știm absolut ce se întâmplă, unul cu celălalt. Mă implic atât pentru nimic, chiar pentru nimic, chiar pentru nimic, na. Nu-ți fac rău pentru nimic asta. Nu, deci chiar nu, păi da nu, că văd că l-am cu cine. Când te implici 100% într-o relație și primești înapoi nimic, nici încredere și crezi că persoana respectivă este dezamăgită de tine, o dai în... moarte. Două de treabă.